Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit, Daniela Simulescu aici, după retrogradarea lui Mercur de ieri, care va aduce puțin haos în viețile noastre. Ce credeți? Astăzi avem o conjuncție între Venus și Neptun, care va produce, ghiciți ce, tot haos, confuzie și foarte multă zăpăceală. Dar, atunci când vorbim despre Venus, întâlnindu-se cu Neptun, vorbim foarte mult de partea amoroasă și de partea financiară. Vedeți voi? nu e cea mai bună zi pentru a începe o relație sau pentru a călca strâmb într-o relație sau pentru a ne despărți. De ce? Pentru că Neptun te învăluie, o învăluie pe Venus și o face să creadă în tot felul de povești, îi pune așa niște ochelari roz, să spunem. Ama, în astrologie știți cum este, orice aspect poate să fie și o resursă și o vulnerabilitate. Ca vulnerabilitate am vorbit iată de riscul de dezamăgire și de confuzie, dar atunci când vorbim de resursă, să știți că este o zi plină de inspirație, mai ales pentru cei care sunt creativi sau pentru cei care vor să devină mai empati sau pentru cei care vor să viseze, să-și imagineze. Da? Deci, iată, puteți folosi evenimentul acesta, fiecare, cum știți, mai bine. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Uh, îți readuc aminte faptul că avem un horoscop teoretic aici. Bun. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Venus se întâlnește cu Neptun în casa. 12 -a. Nu mai romanticiza trecutul amoros. Nu mai încerca să cauți scuze altora, pentru că, de fapt, așa face creierul, ca să te ajute să treci mai repede peste o durere, poate din punct de vedere amoros sau financiar, tu zici, da, mă, da, uite așa și pe dincolo. Nu. Fi cât mai prezent aici și acum și conștientizează că nu toți oamenii sunt perfecți și așa de bun cum ți-ai dorit tu. Mergem acum, iată, la tauri sau cei cu ascendentul în tauri Menus, guvernatoarea ta, se întâlnește cu Neptun, să nu prea-ți dai tu seama de intențiile unor prieteni, din punctul meu de vedere, sau s-ar să nu-ți dai seama de uh, aplicabilitatea unor viitoare planuri, da? Nu lua decizii importante astăzi. Mergem acum, iată, la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Tu asculți doar ce vrei din ceea ce vorbesc cu șefii. Poate șefii îți spun că, uite, acolo ai făcut bine, acolo ai putea să mai ajustezi, ci doar asculți că ai făcut bine și s-ar putea să nu fii atent la ce greșeli ai făcut. Nu mm, există riscul ăsta de autodezamăgire. Mergem acum iată la RAC sau cei cu așenentul în RAC. Dacă ai călătorie astăzi, dacă ai învățat ceva nou, dacă ți-ai folosit talentele artistice, ar fi minunat. Dar altfel, să nu te lași păcăli de vreun guru, de vreo persoană care îți vinde minciuni pe bani mulți. Facem acum, iată, la leu sau cei cu ascendentul în leu. Hmm, e un aspect care s-ar putea să te facă mai încrezător pe plan financiar, dar știi cum este, nu te lăsa păcălit de vorbe din acestea și de scenarii și de imagini și de povești. Nu e cazul. Trecem acum, iată, la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Acum, Melu s-a făcut conjuncția cu Saturn, casa 7, acum o face cu Neptun. Fii mai blând, mai blând cu tine și vei fi mai blând și cu partenerul. Și o să vezi că și partenerul se va purta cu totul și cu totul altfel cu tine. Mergem acum la balanță sau ce cu ascendentul în balanță? Venus este guvernatoarea ta. Se întâlnește cu Neptun în casa 6. Stai departe de autodiagnosticare și stai departe de relațiile cu colegii de la serviciu. Dacă se poate și în același timp stai departe de... Parte de uh, știi cum e? Să visezi cu ochii, să cu ochii deschiși toată ziua. Nu. Mergem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion. E romantismul floare. Vai, ce la tine cu Venus Neptun în casa 5 Pentru unii dintre voi aveți cuvinte mărețe, promisiuni. Aveți papagala astăzi, mai pomeniți. Dar, de fapt, dacă vă place să croșetați, croșetați. Dacă vă place să cântați, cântați. Dacă vă place să dansați, da, în casă, singuri. Când pleacă lumea de acasă, vă duceți într-o cameră, vă puneți o melodie și dansați mergem acum la săgetători sau cei cu așteptul în săgetători. Știți că este o zi bună pentru a, a, schimba un colțișor în casă. Estetic. Poate puneți o plantă, poate deschideți mai mult părdeaua să intre mai multă lumină, uh, poate vă iertați sau faceți pace cu o persoană din familie. Mergem acum iată la Capricorn sau cei cu așteptul în Capricorn. Devis momentul pentru voi. Devis. Aspectul de astăzi. De ce spun asta? Pentru că sunteți mai, aveți o imaginație mai bogată astăzi. Sau puteți să vă chinuiți, sau aveți cel puțin, puteți să vă chinuiți. Um, nu vă mai puneți limite cum o faceați altă dată. Și chiar recomandarea principală ar fi să îndrăzniți mai mult astăzi. Fără să vă fie frică. Mergem acum iată la vărsător sau cei cu așteptat un vărsător. Vai, mi milă de buzunarele voastre. Domnule, dacă ați luat salariu să urmează să luați, ravagi faceți astăzi. ravagi. Dar până la urmă, știți cum e? cumpărați-vă și voi ceva, plătiți-vă și voi prima dată, înainte de a plăti factorii, datorii sau alte lucruri. Și mergem la pești, sau ce cu pești, vai. Conjuncția de astăzi vă poate oferi o aură, așa un mister, un magnetism. Puteți să vă îmbrăcați altfel, să vă machiați, doamnelor și domnișoare, să vă prezentați, da? dar altfel, mulți dintre voi vă veți pierde în filme, în seriale, în povești, în melodii în cărți și știți cum este. Până la urmă, din când în când, e bine să mai și evadăm și în poveștile din capul nostru. Să vă priască recomandările mele și să ne ozim cu bine mâine!